asta ca profesor de română, cum înțelegeți Miorița? Și cum îi transmiteți mesajul? Miorița, știți, se spune că fiecare literatură are o hartă a ei, are câteva elemente de bază de la care pornește sau care o definesc. Ei, Miorița este această hartă a literaturii noastre. E matricea. E matricea, exact așa cum spuneți, e matricea. Miorița e filozofie de viață, Miorița e specificul nostru național. Miorița e punct de plecare pentru întreagă literatură. Miorița e un mit, adică prelungirea unui popor care nu vrea să moară. Această resemnare, nici de cum n-am să accept termenul abandonare, în această seninătate a omului în fața morții, înseamnă un nivel superior de înțelegere a destinului.